Școala Militară de Maestri a Marinei și-a elaborat deja o strategie mediatică menită a face publică politica examenului de admitere din acest an. Detalii și informații puteți afla de la sediul școlii sau de la biroul de informare-recrutare a Cercului Militar, însă până atunci informații vitale în interviul care urmează. Domnul capitan, are vreun specific, vreun inedit examenul de admitere din toamna acestui an, din vara și toamna acestui an, la Școala Militară de Maestri a Marinei Amiralul Ion Burgescu? Da, există un inedit în faptul că anul acesta, practic, Școala Militară de Maestri a Marinei Amiral Ion Burgescu va organiza nu o admitere, ci două admiteri. În sensul că din cele 51 de locuri pe care le avem disponibile, 30 vor fi rezervate elevilor proveniți din viața civilă, iar 21 militarilor angajați pe bază de contract, deci celor care fac deja parte din sistem. Ce informații cu privire la structura examenului de admitere pot avea absolvenții din învățământul liceal Constanțean și în general din țară? Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească absolvenții de liceu? Da, deci pentru absolvenții de liceu, deci vorbim de cei care vin din viața civilă, putem spune că cele 30 de locuri pe care le scoatem sunt la următoarele specialități: timonerie și tehnică de navigație, rachete navale și arme sub apă. De asemenea, aceștia mai trebuie să știe faptul că trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru venirea în școală. Ei trebuie să fie absolvenți de învățământ liceal cu diplomă de bacalaureat. Important să aibă vârsta până în 24 de ani și, atenție, să nu fie militar în termen în Ministerul Apărării Naționale. Se organizează de asemenea examen de admitere și pe filiera indirectă pentru militari angajați pe bază de contract. Ce condiții li se impun acestora? Da, având în vedere că cele 21 de locuri pe care le scoatem la concurs sunt 10 la electromecanică și 11 la radioobservare și semnalizare, militari angajați pe bază de contract care vin în școală nu pot veni decât de pe următoarele specialități: radiotelegrafist, radiotelefonist și observator semnalizator pentru radioelectronică, de asemenea motoriști, electricieni sau mecanici vitaliști pentru electromecanică. Celelalte specialități probabil vom scoate locuri anii viitori. Există și alte condiții legate bunăoară de vârstă? Da, în plus de aceasta, vârsta maximă a militarilor angajați pe bază de contract trebuie să fie, deci, de 29 de ani, să aibă primul contract încheiat cu Ministerul Apărării Naționale, de să aibă cel puțin un an vechime, gradul minim fruntaș, ultimul calificativ de cel puțin bun și, așa cum am zis, să vină din specialitatea, din arma marină și din specialitățile enumerate. Pentru ambele categorii de candidați se vor organiza în primul rând probele eliminatorii, care vor consta în teste la pregătirea fizică, în test psihologic, vizită medicală. În plus de aceste probe eliminatorii, ambele categorii de candidați, așa cum spuneam, vor susține o probă scrisă. În timp ce candidații proveniți din viața civilă vor susține examenul la o probă teoretică de matematică, algebră, deci din matematică doar algebră, și fizică, mecanică și electricitate, probă care nu va depăși conținutul examenului de BAC din anul acesta, militarii angajați pe bază de contract vor susține același examen, însă la materii de specialitate. Regulamente plus specialitatea din care dânsii provin. Până când și unde se pot înscrie candidații? Da, înscrierile, spre deosebire de anii trecuți, înscrierile anul acesta se fac la birourile de informare-recrutare din țară. Biroul de informare-recrutare în Constanța este situat în sediu Cercului Militar, lângă tribunal. El este deschis între 8 și 16 de luni până vineri și acolo se pot adresa toți candidații, deci indiferent de filieră, pentru ca să se înscrie. Înscrierile se fac până pe data de 15 mai, urmând ca definitivarea dosarelor să se realizeze până prin iunie-iulie.